Cu un buget destul de mic și cu o realizare bugetară de doar 60%, Comuna Coșești se află în impas în ceea ce privește demararea proiectelor pentru realizarea infrastructurii. Primarul Nicolae Pana așteaptă să se voteze bugetul Consiliului Județean pentru a purta o discuție în ceea ce privește obținerea de fonduri. Cu toate acestea, se încearcă reabilitarea școlii din Coșești, pietruirea și asfaltarea câtorva drumuri de interes județean și a podurilor de acces din drumul județean la satele de peste râul Doamnei. Avem la pod la Priseacă o mare problemă. În sensul ăsta am contactat pe doamna director de la Apele Române și am pornit un contract de colaborare să îndreptăm albia râului Doamne în câteva puncte, iar acolo la Priseaca avem obținute avizele, așteptăm să dezghețe, să contactăm, să încheiem un contract cu o firmă, să îndreptăm un pic la capătul problemei, că apoi râul, dacă încep să topească zăpezile la munte și cum vine râul mare, va strica și rămâne podul în aer, va ocoli pur și simplu. Gradul de colectare destul de mic la bugetul local și nerealizarea unui plan de urbanism fac ca să nu se mai poată obține bani guvernamentali sau europeni. Cu toate acestea, există câteva proiecte care așteaptă să fie implementate.